Profesorii au noi revendicări în contextul în care continuă greva. Sindicaliștii au fost chemați la Ministerul Educației, unde urmează să aibă loc negocieri chiar cu ministrul Ligia Deca. Vine acum cu mai multe date colega noastră Marina Filimon. Te ascultăm. Ce informații? Bine te-am regăsit, Irina, și bun găsit tuturor. De la ora 11 și până acum discuțiile încă continuă, discuțiile între ministrul Educației Ligia Deca și reprezentanții ai sindicatelor din educație, dar și reprezentanta Consiliului Național al Elevilor alături de părinți și federațiile sindicale Spiru Haret și federațiile sindicale libere din România, privind calendarul examenelor care a stârnit o adevărată controversă până în prezent. Nu se știe cum se va finaliza, având în vedere că greva profesorilor continuă, grevă după 18 ani în sistemul de învățământ din România, grevă care continuă după ce toate negocierile între guvernanți și sindicaliști au eșuat. Vorbim de oferta guvernanților 1000 de lei brut pentru personalul didactic și personalul didactic auxiliar, 400 de lei brut pentru personalul nedidactic, dar și primele oferite de guvern care au fost refuzate de aceștia, mai exact 1000 de lei și 1500 de lei care ar trebui justificate. Vorbim în acest context de o instabilitate de care a menționat și premierul Ciucă la un moment dat, având în vedere că se schimbă un guvern cu altul, se produce instabilitate care se va vedea la situația de final de an. A menționat acestea într-o ședință de guvern, instabilitate care se simte întrucât până pe data de 7, mediile și înscrierea pentru BAC ar fi trebuit să fie gata, în schimb s-a amânat pentru data de 9 iunie. În ceea ce privește examenul maturității, acesta ar trebui să aibă loc pe data de 12 iunie, însă situația rămâne incertă în continuare, putem vorbi cu o decalare. Mai mult decât atât, reprezentantul părinților, Iulian Cristache, a ținut o declarație înainte să înceapă ședința, în care nu s-a arătat atât de optimist, spunând că nu se va finaliza bine și că vom vorbi chiar și de înghețarea anului. În acest context, din surse aflăm că liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-ar întâlni astăzi la guvern cu premierul Nicolae Ciucă să discute pe subiectul grevei din învățământ, însă mai multe detalii nu știm în momentul de față. Ceea ce e sigur și rămâne e că greva continuă, ba mai mult, joi se organizează din nou un meeting de protest, un marș de protest ce va pleca din fața guvernului din Piața Victoriei și se va sfârși la administrația prezidențială de la Palatul Cotroceni. De data aceasta, aceștia au cerut un traseu mult mai scurt, având în vedere că ultima dată aceștia au parcurs un traseu de 8 km. În ceea ce privește situația examenelor și cum vor fi acestea decalate, așteptăm. Așteptăm declarațiile Ministrului Educației și a reprezentanților federațiilor de sindicat.